Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o citire pentru cei născuți în zodia Gemenilor, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni, pentru aprilie 2019. Am amestecat cărțile, le mai amestec încă un pic. Ia uite și ce v-a apărut. Magicianul Invers. Trei de cupe, boai. Da? Un trio în care cineva a fost foarte rănit pentru că o parte din cei trei a fost extrem de manipulatoare, e clar. Magicianul invers n-are ce să însemne altfel decât un om care place să păcălească, să nu-și arate adevărata față. Și evident că în acest trio cineva a trebuit să moară. Interesant. Cine m-a pus să mă amestec încă o dată? Că erau amestecate. Asta e. Și Gemeni, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni. Poate, unii dintre voi ați avut de-a face cu un berbec. Magicianul poate să fie un berbec, dar poate să reprezinte și un geamăn sau o fecioară, pentru că reprezintă, de fapt, Mercur. Mai ales în această perioadă, Mercur retrograd, probabil că s-au dezvăluit multe lucruri neclare. Să tăiem și aceste cărți. Le mai amestec? Mai descoperim, eu știu, vreo mesaj ciudat? Ok. Gemeni. Aprilie 2019. Ok. Și acum, aceste amici. Am amestecat o grămadă, dar hai să mai fac manevra și în fața voastră să vă simțiți voi bine. Deși eu pierd timp și voi de fapt. În fine. Hai să vedem. Am zis că luna asta face metalurile altfel. Regele de bute a apărut. Unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de foc, leu, berbec sau săgetător, sau preluați conducerea într-o situație. Dar, până să preluați conducerea într-o situație, cred că trebuie să vă resetați de vreo 2 ori. Așa simt. Încercați să vă pregătiți pentru o schimbare și ceva se întâmplă și sunteți obligați să vă resetați încă o dată. La a doua oară merge bine. Ok. Trecutul recent, prezentul, viitorul apropiat, blocajele și energia care vă susține. Decizii. 2. 2 aprilie. Luați o decizie. Semnul gemenilor, a vărsătorului sau a balanței. Conectați-vă la intuiție și nu uitați să folosiți luna nouă ca să manifestați decizia luată, hotărâți-vă odată, pentru că voi uneori vă hotărâți foarte greu, aveți multe idei. Și când sunt toate bune, este greu să te hotărăști. Și când sunt toate nebune, este greu să afli care e cea mai bună dintre cele nebune. În fine. Patru de bâte, semn de foc, leu, mai degrabă, sau poate să fie și vărsător, nu vărsător, o fi vreun vărsător, vărsător era aici, poate să fie leu, berbec, săgetător, dar cred că în aprilie unii dintre voi aveți niște prieteni berbeci și mergeți la petreceri, vă simțiți bine, poate chiar cu un semn de apă. Să puneți bazele unei relații, unei prietenii de lungă durată. Rămâne să vedem. Doar așa, mesaje scurte. Apoi asta. Și soarele l-am văzut mai devreme.
Soarele, semnul leului, semn de foc sau pur și simplu bucurie maximă, trezire la o nouă viață. Echinocțiu, primăvara, vine cu soarele pe strada voastră. Și nu doar, nu, ah, ce frumos, ce frumos, ce frumos! Nu doar aveți un ghid care vă luminează, aveți un, v-ați conectat într-un fel sau altul, unii dintre voi, nu toți, nu știu, rămâne să vedem, v-ați conectat la flacăra voastră geamănă, la Twin Flame. Și aveți un ghid care vă este alături și vă trezește, vă ridică către alte dimensiuni. Vă ajută să vă întâlniți cu această suflet geamăn. Doamne ajută! Pentru că întâlnirile acestea sunt unice și destul de greu de realizat. Doamne ajută! Hai să vedem ce arată cărțile pe acest canal. Tarotela. Asul de monede, de Earth, Ace of Earth, da? Eight of Cups și valetul de bâte, Page of Wands. Deci, asul de monede. Simt că unii dintre voi lăsați în urmă ceva. E o perioadă în care multă lume lasă în urmă ce nu priește. Dacă ați observat și alte citiri și alte talări, bănuiesc că și alți cititori în tarot confirmă această schimbare de paradigmă, schimbare de energie, schimbare de tipare. Ne reînnoim nu doar odată cu acest echinocț, dar se întâmplă niște descărcări de energie în ultimii ani și mai ales în ultimele luni care ne pregătesc pentru marea schimbare. Lăsați în urmă ceva ce nu vă priește. Ceva ce... De cel puțin 8 luni de zile ați avut sentimentul că nu vă mai... bucură. Nu vă mai regăsiți în aceste cupe. Dacă pe vremuri găseați hrană, găseați euforie, acum nu mai găsiți nimic, sunt goale. A fost un trio mai devreme, da? Trei de cupe. Și din acel trio, unul a rămas singur. Și a rămas cu regrete. Dar după ce a depășit regretele, pleacă către cupa de lumină. Pleacă către nouă de cupe. Și dacă această carte arată lună plină, urmăriți cum se manifestă lucrurile de la 4 aprilie, când e luna nouă, când trebuie să vă faceți manifestările, afirmațiile, până la următoarea lună plină, 20-20 ceva aprilie. Cum începeți să puneți în practică această detașare emoțională și apropierea de ce? Ce ați văzut mai devreme? Ați văzut Twin Flame. Da? Unii dintre voi simțiți că persoana lângă care stați, chiar dacă nu este musai o persoană rea, simțiți că nu vă reprezintă. Simțiți că există o flacără undeva, da? Semn de foc, o flacără undeva care vă cheamă. Aveți pasiunea să mergeți, să începeți un nou proiect, o nouă călătorie, până departe. E un deșert, aici sunt niște piramide, până departe. Poate comunicați cu cineva la distanță, da? Într-o țară caldă, unii dintre voi. Sau un mesaj, cred că e foarte strict pentru foarte puțini dintre voi. Cred că unii dintre voi sunteți, simțiți că zona asta a Egiptului, a piramidelor, vine cu niște mesaje speciale pentru voi. Poate studiați, ascultați un documentar, vedeți un film inspirat din Egipt, Egiptul antic sau pur și simplu cultura
aceasta sau felul în care au fost construite piramidele. Nu știu de ce primesc acest mesaj, dar există clar, e clar că e pentru cineva. Felul în care au fost construite piramidele, sunt cele trei piramide la Cheops, Chefren, Micherinos. Ceva vă atrage și chiar dacă nu călătoriți, poate investigați, poate călătoriți emoțional către această zonă. Simțiți că acolo undeva, în zona aceasta, unii dintre voi v-ați întâlnit într-o altă viață cu sufletul geamănă, sufletul pereche sau flacăra geamănă, mai bine zis. Și din acest motiv simțiți, e lună plină, lună nouă, într-o perioadă în care luna a fost marcantă pentru voi, ați avut niște vise sau pur și simplu niște revelații și v-ați dat seama că ceva vă așteaptă, trebuie să vă descoperiți spiritualitatea. Da, e un mesaj ciudat pentru unii dintre voi. Oricum, mai simplu. Asul de pământ e de bine. E de bine. Este un spor financiar, este un cadou divin, de fapt. Pentru că ați lăsat în urmă niște tipare, niște nemulțumiri emoționale, ați avut curajul. Și aveți într-adevăr curaj să mergeți cât o fi de departe. Cred că același om de aici este și aici. Curaj, pasiune și viziune. Dacă aici cupa este pe cer, da, formată din stele, aici simt că același om privește, chiar dacă e lumina și nu se mai văd stelele, o vede, știe, acolo are de mers. Da? Și acesta ar putea să fie un semn divin, un dar divin, în momentul în care vă apropiați de acest nou de cupe, vă manifestați o abundență financiară. Și nu doar financiară, știu că multă lume se gândește la bani, dar nu doar financiară, poate să fie o relație de lungă durată, o relație stabilă. Sau pur și simplu ceva ce vă dă stabilitate. Și vă împământenește într-un fel sau altul. Dar asta e o energie a trecutului, da? Ați lăsat în urmă ceva și vă pregătiți de o călătorie, de un nou început în prezent. Iar pământ, poate unii dintre voi călătoriți către cineva, semnul pământului aici, toate cărțile reprezintă semnul pământului. Poate aveți planete în taur. Unii dintre voi. Avem pământ, avem împărăteasa, avem regina de monede. Fantastic! Cum am zis, în momentul în care lăsați în urmă ce nu v-a prit și vă mișcați mai departe, începe să manifestați abundență maximă. În momentul în care nu e doar regina de monede, este și împărăteasa. Și avem confirmare și în aceste cărți experimentale, da? Vă construiți, vă reconstruiți mental, ca și când vă schimbați gândurile la nivel de celulă, de moleculă, de nu știu, altă vibrație. Lăsați în urmă ceva ce nu v-a prit. Avem aici soarele, da? Ghidul. Ghidul poate să fie această cupă de lumină sau poate să fie o persoană cu care comunicați la distanță. O persoană care vă aduce fericire, trezire spirituală. Oricum, în prezent, sau aproximativ în această perioadă, că e aprilie, poate să fie și mai, poate a început din martie. Știți că timpul e fluid. Nu vă fixați la o etalare între 20 și 20 martie, 20 aprilie. Evident că la nivel universal lucrurile sunt altfel. Voi ar trebui să înțelegeți, sunteți deschiși. În prezent aveți o energie pământeană foarte bine definită. Și repet, nu e musai. Vorba de bani, e vorba de relații stabile, de lungă durată, și pentru că aceștia sunteți voi, în prezent, e etalarea voastră, dacă ați ajuns la o abundență specială, începeți să o împărtășiți cu cei din jurul vostru. Unii dintre voi sunteți mame, mame generoase, sau aveți o relație foarte frumoasă cu mama voastră, cu sora, cu iubita. Poate unii dintre voi sunteți căsătoriți, căsătorite și aveți o relație bună cu mama
partenerului, partenerii voastre. Evident, mesaj pentru câțiva dintre voi. Dar interesant este cum dacă aveți asul de monede în trecutul recent, da? Plecați, vă mișcați și începe să manifestați acest spor. Vine cadou divin, da? Și deja în prezent începe să se manifeste într-o formă sau alta. Primiți o creștere de salariu, un cadou, da? Un cadou care vă creează stabilitate. Unii dintre voi, dacă sunteți soții, deja poate, cum am spus, simțiți nevoia să deveniți mame, nu doar soții. Poate aprilie, focul la care vreți să vă reconectați, vă face să vă doriți acest lucru. Interesant este că de la regina de monede se trece la împărăteasă. Regina de monede dovedește prin creativitate, prin felul în care își organizează banii, timpul, felul în care se apreciază, cât investește în ea, dovedește cine este. Împărăteasa deja nu mai dovedește nimic. Ea știe cine e, își cunoaște valoarea și pur și simplu își așteaptă împăratul. În prezent, unii dintre voi vă așteptați împăratul. Poate să fie semnul berbecului sau taurului, poate să fie un soț, o soție, dar cred că pentru unii dintre voi aveți această flacără geamănă pe care o așteptați. Este să nu uităm că pe lângă imaginea flăcărilor gemene, împăratul și împărăteasa reprezintă cuplul divin, femeia divină și bărbatul divin. Așteptați, ați ajuns la acea dezvoltare spirituală, unii, nu toți, încât vă așteptați conștienți jumătatea divină. În viitorul apropiat, în viitor, vă conectați la memoria colectivă Nine of Pentacles și Regele de Spade. Aceștia ați putea să fiți voi, care vă exprimați. După cum vedeți, avem un vultur, e semn de aer, este un simbol mental. Și dacă nu mă înșel, aici este ce o floare, posibil să fie un lotus, rămâne de văzut. Oricum e o floare. Deși nu vede, e conectat la intuiție. Am spus, și 9 de monede reprezintă stabilitate financiară. E clar că unii dintre voi deja ați manifestat-o. Dar și mai mult, în această stabilitate financiară aveți confortul necesar să vă conectați la intuiția voastră, să vă dezvoltați spiritual. Să vă conectați, să vă dezvoltați, să vă conectați la memoria colectivă și să aflați niște adevăruri foarte importante. Poate să aflați despre acea flacără geamănă, cum să vă întâlniți, vi se relevă niște mistere. Te ocupă cu informații la nivel colectiv. Akasha. Și în momentul în care intrați în această memorie colectivă, unii dintre voi începeți să manifestați spor, stabilitate în acest 3D, dar cred că unii dintre voi începe să exprimați niște adevăruri speciale. Așa, știu că sunt abstract, haideți să venim un pic mai pe pământ. În viitorul apropiat, aveți a face cu un semn de pământ, taur, fecioară sau capricorn, un semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Sau, pentru că este imaginea unui avocat, poate aveți niște discuții oficiale, legale, despre cum să vă mențineți această stabilitate financiară. Poate unii aveți de discutat despre niște moșteniri? Ce vă blochează? Semințele? Găsiți cavalerul
de bâte și 5 de monede. Dacă cineva e cât pe ce să rămână gravidă, s-ar putea la un moment dat să... pentru că aveți semințe, iar semințe și împărăteasă. E posibil să luați acest lucru ca pe un blocaj. Dacă, ca să nu vi se întâmplă, încercați să vă protejați. Asta pentru că aveți de-a face cu un cavaler de bâte, un playboy, un aventuros, un semn de foc, berbec, leu sau săgetător, care vine, ar veni și v-ar însămânța și apoi v-ar lăsa singurele. Sau, în fine, puteți să inversați situația. Dar e în poziția blocajelor și văd în felul ăsta o variantă. Ar mai fi și altă variantă. Să nu cumva, dacă ați lăsat în urmă ceva neplăcut, să rămână lăsat în urmă, să nu reapară, să nu vă simțiți un pic lăsați de izbeliște. Dacă ați încheiat o legătură, lăsați-o să fie încheiată. Nu vă mai gândiți la trecut pentru că vă blocați abundența. Cinciul de bâte reprezintă sărăcie sau probleme financiare. Voi aveți atâtea cărți bune încât nu blocați cu gânduri în trecut, ci manifestați-vă pasiunea către o nouă călătorie. Mergeți mai departe, dar temperați-vă. Entuziasmul e bun, dar trebuie temperat. Acesta ar fi un mesaj. Ce vă susține? Cum am zis mai devreme, temperați-vă. În loc să manifestați acest cavaler de bâte, dacă sunteți voi și nu altă persoană, entuziasmul ăsta fantastic al berbecului, da, care ne influențează pe toți, încercați să preluați un pic o energie pământeană, mai precaută. Eventual, un semn de pământ vă susține, că tot aveți multe cărți care reprezintă semn de pământ. Taur, Fecioară sau Capricorn. Dacă e un proiect, luați-l pas cu pas, nu vă grăbiți, nici nu vă faceți griji, aolo, că nu am bani să investesc, da? Aolo, că vreau acum să se întâmple, imediat îl pun în practică, nu. Cu răbdare, pentru că e proiect, da? Semințe. Dacă e un proiect de afacere, de creștere financiară, aveți șanse, le vedeți, poate cineva vă și ajută financiar. Ori mama, ori sora, ori soția, ori altcineva vă oferă această stabilitate. Dar luați proiectul pas cu pas. Și luptați. Chiar dacă aveți concurență, chiar dacă aveți unii oameni care se opună implementării acestui proiect, luptați cu ei pentru că aveți viziune cu aceste trei cărți, chiar patru, Asul de Pământ, da? Și nouă, da? Cum să nu aveți abundență? Deci luptați pentru acest proiect. Aveți și mesagerul nopții, poate pe timp de noapte, pentru că în poziția susținătorilor primiți un mesaj de la un semn de foc, pământ, sau nu contează, pur și simplu o idee. Cum să luptați pentru acest proiect sau cum să îl manifestați. Repet, aveți soarele, 6 de bine. Aveți 4 de bâte, iar astea de bine, munciți, iar foarte multe monede, munciți o grămadă. Dacă până acum n-ați avut 4 de monede, 5 de monede, dacă până acum n-ați avut suficient bani pentru ceva, aveți o dragoste care, sau o ofertă divină, o energie frumoasă care, ia uite, depășiți momentul de sărăcie sau de tristețe, nu tristețe, tristețe e neîncredere. 5 de monede, bine, o să comenteze unii de ce interpretez, așa simt, un moment de neîncredere. Ați merge mai departe, dar simțiți că nu aveți bani, nu aveți resurse, dar vreți să vă depărtați de un trecut, da? Și să manifestați ceva nou. Aveți Asul de Cupe, fantastic, poate cineva în semnul peștilor, al racului sau al scorpionului vă ajută, da? Vă hrănește într-un fel sau altul. Să ieșiți niște tipare
din niște restricții financiare și munciți împreună, poate până prin august munciți cu această persoană și puneți bazele unei afaceri, unei prietenii de lungă durată. Da. Și iar va apare regina de cupe. Și iar va apare regina de cupe. Și iar va apare, ia uite. 4 de monede, steaua, 7 de spade, regina de cupe, valetul de cupe și 2 de spade. Aici, în acest context, cred că cineva foarte important, pentru că aveți și nebunul, da? Și regele, wow, regele de monede, e clar că manifestați o colaborare foarte fructuoasă cu cineva. E clar că la început aveți niște rețineri. N-ați împărtășit niște lucruri, unii dintre voi sau poate partenerii, eu zic, vorbesc despre voi. Dar aveți pe cineva foarte important și steaua și împărăteasa și regina de monede care ar vrea să vă ajute să vă vindece, da? Pe voi, gemenii, și să vă susțineți în acest caz, simt că e vorba de o strategie mentală, da? Strategie mentală. Și v-ar susține și emoțional, v-ar încuraja cu cuvinte de frumoase, ca să vă hotărâți. În acest moment nu mă pot gândi la minciuni. Poate, unii aveți de-a face, dacă aveți de-a face cu acest playboy, poate, fiți atenți și la minciunele. E posibil și asta. Hop, hop, hop. Scuze. Hai să vedem cărțile de oracol, ce ne, da? Ce vă pregătesc. Și o să mă lungesc până peste 30 de minute. Asta. Am zis că îl fac mai scurt, n-am cum. Pentru că am promis că o să fac și o scurtă etalare pentru partenerul, partenera voastră, builder. Ia uite și, da, vă trebuie un, poate unii lucrați cu pământul, poate grădinăriți ceva, oricum construiți. E clar că acest om are abilitatea, puterea să construiască și să se construiască pe el însuși. Mari reușite vă așteaptă dacă preluați această energie. Dacă preluați această energie și studiați și exprimați-vă artistic. Că aveți regina de cupe, aveți regina de monede. Da? Faceți din acest proiect autor, da? Vă puteți face o firmă cu un brand special, cu o imagine specială. Geminii, în general, sunt vizionari. Vizionari. Ok. Să vedem. Ce ar trebui să apară pentru voi la nivel de cuplu? Dacă se mai aud vecinii mei, sper că îi scuzați că și voi aveți vecini, că așa suntem, toți suntem înconjurați de vecini. Câteva cărți pentru gene în relație cu partenerul, persoana de care sunteți. Comunicați la distanță despre un contract sau cu cineva în semnul taurului sau despre niște chestiuni religioase, spirituale, unii dintre voi, că tot e Paștele, da? Dar cred că e vorba de un contract. Am senzația că unii dintre voi vreți să creați o firmă, un proiect. Ok, 6. A început să apară 6 de monede. Gemeni. Așteptați ajutor financiar, asta e clar, după cum se vede și în carte. Așteptați o fonduri europene. Asta vrea să iasă. Da. Vă gândiți la această bucurie, acest moment de bucurie în care veți fi reușit proiectul și vă vedeți stând la masă și totuși vă faceți griji. Acționați un pic așa neîncrezător. Unii, repetăm. Dar aici aveți frumos, aveți roata norocului și iar steaua. Vă vindecați, vindecați-vă un pic. Ia uite și conectați-vă la intuiția voastră.
Eventual vorbiți cu un astrolog, ci ascultați niște etalări care vă pot inspira, da? Dar mai presus de toate, conectați-vă la intuiția voastră, vindecați-vă și în acel moment începeți să schimbe și energia și roata norocului. Hai să vedem ce apare la partenerul vostru. Am zis că aceste trei cărți reprezintă ce simțiți, cum gândiți și cum acționați. În continuare, unii dintre voi, partener, gemeni. Ce a sărit! Interesant, cred că aveți a face cu exact aceeași carte, a fost în aceeași poziție, a fost la etalarea anterioară. Și la fel a zburat. Poate aveți planete în acea zodie. Oare ce am făcut? Am făcut rac? Da, poate aveți planete în rac, că v-a apărut și regina de cupe. Și cavalerul, cineva vrea să se despadă, vrea să comunice rapid, direct. Încă o carte pentru partener, gemeni. O carte. Prea multe. Dar văd un șase de spade. Cineva vrea să plece într-o călătorie. Poate în acea călătorie semnați un contract, poate acolo veți găsi noi idei, da? Plecăm de la 5 către 6, de la tristețe către reușită, către colaborare, către parteneriat. Cu carte, te rog frumos. Gemeni, partener. Partenerul văd că este destul de secretos. Apar destul de greu cărțile. Partenera aprilie 2, așa, 9, iar a apărut 9 de monede, mulțumesc. Și încă o carte. Unii vorbesc mai puțin, mai greu. Vedem. Apărut două cărți. Le iau pe astea. Le iau pe astea. Cum acționează. Șase de cupe alături de justiție. Așa au vrut să vină. Eu cred că unii dintre voi încercați să creați o strategie, să veniți victorioși în viața unei persoane născute în semnul peștilor, al racului sau al scorpionului, de care vă simțiți foarte atașați și emoționați și vă umple întreaga ființă, vă aduce multă fericire. Și trebuie să depășiți niște tipare, niște restricții mentale în aprilie. Să vă creați o strategie, să intrați în viața lor oarecum victorioși. Asta iar e un mesaj pentru unul dintre voi. Acum aș mai vrea să mai aleg cartea Energia Comună dintre voi. O transformare se întâmplă în viața voastră. Radicală, pe care n-ați anticipat-o, pe care n-ați anticipat-o, pentru că, ia uite, șase, apare iar șase de bâte. Deci, cum simt eu cărțile? Și să beau și o guriță de cafea. Simt că unii dintre voi așteptați, v-am zis, niște fonduri. Așteptați pe cineva să vă susțină financiar într-un proiect. E un parteneriat de afaceri și vă gândiți la chestia asta. Asta e în sufletul vostru.
Dacă nu e vorba de afaceri, simțiți nevoia să echilibrați o relație, să vă doriți o relație în care să oferiți pe cât primiți o relație. Vă doriți o relație echilibrată. Poate unii dintre voi aveți sentimente pentru cineva născut în semnul balanței sau un semn de pământ că vă aportă atâtea monede. Taur, fecioară, balanță, am zis, da? Taur, fecioară, capricorn. Dar vă doriți o relație echilibrată. Vă gândiți că această persoană va aduce satisfacții emoționale. Dacă mai devreme ați avut 8 de cupe, din câte mi-aduc aminte, dar ați plecat de undeva unde nu vă simțiați bine. Cupele erau goale sau pline cu pelin. Aici, în această relație, cartea aceasta arată mulțumire, satisfacție emoțională. Poate tocmai pentru că primiți cât oferiți. Și totuși, cum acționați? O să clarific. 5 de cupe e o energie tristă. Poate unii dintre voi încă vă mai gândiți la un trecut pe care trebuie să-l lăsați în spate, da? Să-l închideți, să moară. Un trecut trebuie să moară. Și să renașteți într-o altă direcție cu altcineva. Acționați 5 de cupe. Sunteți un pic temători. Pentru că ați fost păcăliți, ați pierdut, ați investit în direcții care n-au fost fructuoase și sunteți un pic temători. Și totuși, un mesaj de un semn de foc. Messenger of Air, Fire, vă poate inspira sau, în momentul în care lăsați în urmă trecutul și vă orientați către aceste două, cum am spus-o de nu știu câte ori, începe să manifestați acest cal. Calul reprezintă mișcarea, e o mișcare coordonată, e o mișcare elegantă către ce? Către un proiect creativ. Focul este un element foarte creativ. Dacă e vorba de această relație, în momentul în care lăsați în urmă trecutul, reușiți să comunicați, de mesagerul zilei, să comunicați într-un mod clar, luminos, pasionat.